dinastiei de Hohenzollern-Sigmaringen, regele Carol I al României, este prințul care s-a născut la 20 aprilie 1839 la Sigmaringen, fiind fiul lui Carl Anton Hohenzollern-Sigmaringen și a lui Josephine de Baden. El era pe jumătate german și pe jumătate francez. Afiliația regelui Carol I, atât la Casa Imperială franceză, dar și la Ducatul de Hohenzollern, la Casa Imperială germană, asigura o stabilitate politică principatelor române atunci când, în 1866, la propunerea politicienilor români, a acceptat să vină pe tronul României. 10 mai 1866 este data când ajunge în București și în care depune jurământul de credință în Parlamentul României. Carol I spunea, la acea vreme purtând titulatura de principe, principele Carol al României, spunea la acea vreme, odată punând piciorul pe pământ românesc, am devenit român. La el această conștiință de apartenență la o nouă țară și de fondare a unei noi dinastii domnitoare a însemnat foarte mult. Pe de altă parte, educația primită de la tatăl său, Carl Anton de Hohenzollern-Sigmaringen, a fost covârșitoare. De fapt, Carl Anton de Hohenzollern-Sigmaringen era cel care îi trasase anumite principii și o anumită conduită în viață, el însuși, ca principe de Hohenzollern-Sigmaringen, renunțase la conducerea ducatului său în favoarea unității Germaniei, a unificării Prusiei, încă din anii 1840. Carol I a cunoscut numeroase personalități ale epocii în calitatea pe care o avea de principe al României. În primul rând, face parte din galeria personalităților victoriene ale secolului XIX și poate fi comparat atât cu regina Victoria, cât și cu țarul reformator Alexandru al II-lea al Rusiei. Această galerie fascinantă a personalităților politice victoriene trebuie să ne urmărească în tot parcursul înțelegerii istoriei monarhiei românești, pentru că înțelegând istoria europeană a monarhiilor europene, o vom înțelege și pe cea românească în contextul în care ea a acționat în evenimente internaționale, cum a fost războiul ruso-turc din 1877-1878, la care a participat și România, în urma căreia a câștigat independența, sau în timpul primului război mondial, din 1914-1918, România intrând în război, abia în 1916, de partea Antantei. Carol I a rostit primul discurs în limba română la un an după sosirea sa în România, la 10 mai 1867. Cel care l-a învățat să vorbească românește și deci o parte bună a noii sale identități naționale prin învățarea limbii române a fost August Trăboniu Laurian. Învățarea limbii române de către monarhii României, respectiv Carol, dar și Ferdinand și apoi Elisabeta Maria, a constituit un element important al identității naționale, al înțelegerii aspirațiilor naționale ale românilor. Și de altfel, perceperea populației a identității monarhilor a fost mai ușor de recunoscut auzindu-i vorbind românește. Recunoașterea lui Carol I ca principe al României de către sultan în octombrie 1866 și apoi recunoașterea de către marile puteri a principatelor române a României datorită faptului că principele Carol venise pe tronul României a constituit un factor important în deceniul 7 și ce avea să urmeze mai departe în istoria acestei părți din Europa. Pentru stabilitatea politică și consolidarea dinastiei au constituit un moment special prin căsătoria principelui Carol al României cu Elisabeta, prințesă de Vid.
În acest eveniment s-a produs la 15 noiembrie 1869, deci la câțiva ani după sosirea regelui în România. Cei doi au avut un urmaș. În 1870 se năștea Principesa Maria, denumită de români în acea perioadă Mărioara, dar pe care ei o alintau sub numele de Iti. Din nefericire, aceasta moare la o vârstă fragedă, aproape 4 ani, în aprilie 1874, de scarlatină. România acelei perioade, în 1873-74, în acea perioadă în România au murit mii și mii de copii de scarlatină și principesa cade victimă acestei boli. Ea este mormântată în curtea Palatului Cotroceni. La mai mulți ani după moartea acestuia îi se construiește un mauzoleu de către storc. Din păcate, din nefericire, acesta nu a supraviețuit datorită vicisitudinilor timpului. Probabil în perioada Primului Război Mondial el a dispărut. Problema succesiunii tronului României se pune din nou în urma morții singurului vlăstar al lui Carol și Elisabeta, principesei Maria. Această problemă se pune în cadrul familiei de Hohenzollern, este discutată și de către împăratul Germaniei și în cele din urmă se ia hotărârea ca fiul fratelui lui Carol, respectiv Ferdinand de Hohenzollern-Sigmaringen, să fie prințul moștenitor al tronului român. Această misiune este acceptată în 1881 oficial, preluând titulatura de prinț moștenitor al tronului României în 1889. Principalele evenimente politice din perioada regelui Carol I sunt evident războiul de independență de la 1877-78, în urma căreia România devine un stat independent, recunoscută în urma tratatelor de pace care au urmat războiului ruso-turc, la care participă și România, este recunoscut ca stat independent. Este un lucru important. După acest moment, Parlamentul României, în primăvara lui 1881, proclamă transformarea României în regat. Acest eveniment este urmat de încoronarea, un moment simbolic, încoronarea regelui Carol I și a reginei Elisabeta la 10 mai 1881. Are loc un tedeum la mitropolie, după care tot ceremonialul încoronării are loc în sala tronului din Palatul Regal din Calea Victoriei. Carol I știm că a fost foarte apropiat alianței cu puterile centrale, respectiv cu Germania, Austro-Ungaria. Pe de altă parte, era interesat și de consolidarea relațiilor cu Imperiul Țarist, având relații extrem de bune cu țarii Rusiei, de la Alexandru al II-lea, Alexandru al III-lea sau țarul Nicolae al II-lea. Un alt moment important în care s-a pus problema succesiunii tronului României și care este mai puțin cunoscut a fost în februarie 1900. Este o perioadă în care casa regală română, familia regală, a avut anumite momente de palpitație, ca să spun așa, în care relațiile principilor moștenitori a lui Ferdinand, căsătorit cu principesa Maria, au trecut prin perioade mai grele, în care principesa Maria amenința cu divorțul și chiar cu luarea principului Carol, deci viitorul Carol al II-lea, cu plecarea acestuia din țară și deci renunțarea la succesiunea tronului. Acest moment a zguduit inclusiv cancelariile Imperiului German. În acel moment, Ernest von Bulow îi scrie lui Leopold, fratele regelui Carol I, să intervină pe lângă acesta, să amelioreze sau să stingă cel puțin înțelegerile dintre Maria și Ferdinand, lucrurile să fie puse în ordine, eventual chiar o lege care să stabilească în mod exact succesiunea la tron să se stabilească. Din păcate, o lege specială nu avea să fie adoptată în acea perioadă, succesiunea tronului fiind stabilită doar conform Constituției de la 1866. Acest moment a fost depășit și familia regală n-a mai avut nicio problemă privitoare la succesiunea tronului decât mult mai târziu,
generată de principele moștenitor Carol, viitorul Carol al II-lea, în 1918, 1919 un alt moment și apoi în 1925 când renunță la prerogativele pe care le avea în calitatea de principe moștenitor al tronului. Deci renunță la succesiunea tronului, dar revine ulterior în 1930. Este cel mai longeviv monarh din istoria scurtă a monarhiei române. El în 1906 sărbătorește 40 de ani de domnie. În București se organizează jubileul acestei domnii printr-o expoziție foarte frumos amenajată pe dealul Filaretului, astăzi Parcul Carol I. Această expoziție poate fi comparată cu expozițiile din Marea Britanie jubiliare ale reginei Victoria, sunt după același model. Toate aceste manifestări politice sau culturale au avut anumite semnificații, ele au fost întotdeauna făcute în contextul european mai larg. Chiar anumite modele ale ceremoniilor regale au fost preluate după modele ale ceremonialelor caselor regale europene. În momentul în care Carol ajunsese în România, era nevoie și de acest fapt, stabilirea unui cod scris al ceremonialului casei regale. Un cod care trebuia respectat. Evident, erau aduse și anumite cutume locale, dar trebuiau aduse principii moderne, după care ceremonialele, aceste contacte cu societatea, dar stabilite conform protocolului, trebuiau să fie scrise, să aibă un cod scris și, evident, puse în practică de către monarhii României. În urma Consiliului de Coroană din august 1914 se hotărăște ca România, în cazul conflictului generat de declanșarea Primului Război Mondial, să-și păstreze neutralitatea. Neutralitate care avea să dureze 2 ani, când în urma unui alt Consiliu de Coroană din 1916, România avea să decidă intrarea în război de partea Antantei, la acea vreme fiind rege Ferdinand. La scurt timp după Consiliul de Coroană din august 1914, pe 27 septembrie, regele Carol I moare la Peleș, în reședința sa pe care o construise după modelul castelelor germane.
După moartea regelui Carol I, în 28 septembrie 1914, Ferdinand și Maria sunt proclamați rege și regină ai României. Era momentul să lupte principesa și acum deja regina Maria pentru unirea românilor, visul vechi al tuturor românilor care se aflau în afara granițelor regatului. În 1916, România intra în Transilvania pentru eliberarea acestui pământ românesc, dar era atacată de Germania și de aliații ei. Trupele române nu erau bine dotate, armamentul nu era modern și nici suficient. Și atunci, în primele bătălii, au fost înfrângeri serioase, ajungându-se până la ocuparea capitalei de către trupele inamice. În această situație, guvernul, Casa Regală și celelalte instituții oficiale ale statului s-au mutat, s-au refugiat în Moldova. La Iași se va forma o a doua capitală a României. Rusia iese din război, România se află într-o situație îngrozitoare. Trebuie să semneze capitularea în fața armatelor germane. Cu greu s-a obținut acest lucru. Regina Maria l-a trimis pe fiul său, pe principele Carol, la rege, să-i spună că ea și femeile române și doamnele din înalta societate nu sunt de acord ca România să capituleze. În cele din urmă se știe cum s-a terminat, regele Ferdinand nu a semnat și între timp se alătură din nou războiului, fiind printre țările învingătoare. În 1918, Transilvania, Basarabia, Bucovina, care erau părți ale statului român, au cerut să se unească cu patria mumă și acest lucru s-a întâmplat exact în timpul regelui Ferdinand și el a fost, din acest punct de vedere, un rege norocos, pentru că acest deziderat al națiunii române s-a întâmplat tocmai în timpul domniei sale. Se știe că regele Ferdinand era un om timid, era un om care cunoștea mai multe limbi străine, era un adevărat savant, era un botanist remarcabil. Dar așa, ca rege, să spunem în viața oficială, era destul de timid.
Problema încoronării regelui Ferdinand și a reginei Maria într-un stat național unitar s-a pus în 1922. Pentru acest eveniment, regele Ferdinand și-a comandat un buzdugan în loc de sceptru, pentru că monarhii României n-au avut ca insemne ale puterii regale sceptru, ci buzduganul. El fusese mareșal al armatei române imediat după terminarea războiului, dar acum, pentru încoronarea care va avea loc la Alba Iulia, în zilele de 15-16 octombrie 1922, și-a comandat acest buzdugan din aur. El a fost lucrat la Paris. Era foarte frumos ornat cu femei îmbrăcate în costume populare tradiționale pentru toate provinciile românești care s-au unit atunci cu România. Iar regina Maria și-a comandat o coroană din aur, tot lucrată la Paris, la casa de bijutieri Falise. Regele Ferdinand a hotărât ca principele Mihai, care se născuse între timp, să fie moștenitorul tronului. În felul acesta, în 1927, când regele Ferdinand a decedat, se instituie o regență pentru că Mihai era minor. În 1928 s-au sărbătorit 10 ani de la unire. În acele vremuri, regele Ferdinand nu mai era, dar cei care se aflau la conducerea României, regența a fost aceea care a organizat sărbători festive deosebite, la care au participat membrii casei regale, de asemenea populația. Au fost diverse momente în care au defilat ostași, chiar se aminteau și cei care au fost în 1877 sau în primul război mondial. Și întotdeauna această sărbare a unirii, a unității a fost prezentă în viața României în timpul regimului monarhic. Thank you.